Dragii mei, frați și surori, iubiți prieteni și oaspeți, după aceste cântări înălțătoare, înălțate înaintea lui Dumnezeu, dar care au înălțat și inimile noastre, au revigorat și sufletele noastre, vom sta preț de câteva momente și în jurul Evangheliei, a Cuvântului Sfânt, al Marelui Stăpân, și ne dorim din toată inima ca Dumnezeu să cerceteze inimile noastre. Mă simt bucuros să fiu împreună aici cu dumneavoastră și trebuie să vă spun că, stând aici pe scaun, inima mea a vibrat. Chiar și atunci când a cântat orchestra, când a cântat corul, atunci când Cristi și cu Emma au înălțat numele Domnului, a vibrat inima mea când am auzit-o pe Sara. Sara, nu știu unde ești, dar trebuie să spun că e specială și Dumnezeu să te binecuvinteze și să te țină Dumnezeu cu multă, multă putere. E atât de mare nevoie de oameni și în generația aceasta care vine, care să mai înalțe numele Celui Atotputernic, cât de bine pot ei. Și Dumnezeu să-i binecuvinteze pe toți acei care fac și acest lucru. Vreau să vă citesc câteva versete din Scriptură care se găsesc scrise la Psalmul 29 și voi citi, începând cu versetul 3 până la versetul 9, un cuvânt al Domnului din care ne dorim ca Dumnezeu să vorbească inimilor noastre și să ne mai sfătuiască. Și acest cuvânt al lui Dumnezeu spune așa: glasul Domnului răsună pe ape, Dumnezeul slavei face să bubuie tunetul, Domnul este pe ape mari. Glasul Domnului este puternic, glasul Domnului este măreț. Glasul Domnului sfărâmă cedrii, Domnul sfărâmă cedrii Libanului, îi face să sară ca niște viței și Libanul și Sirionul sar ca niște pui de bivoli. Glasul Domnului face să țâșnească flăcări de foc, glasul Domnului face să se cutremure pustiul, Domnul face să tremure pustiul Cades. Glasul Domnului face pe cerboaice să nască, El despoaie pădurile, în locașul Lui, unde se aude glasul lui Dumnezeu, totul strigă slavă. Amin. Vă invit cu mult respect să ocupați locurile. Unul dintre cele mai importante momente ale vieții e atunci când omul stă față în față cu Creatorul său. Atunci când omul poate să își facă o bună analiză a vieții și să se mai uite în interiorul lui, în inimă, în sentimente, să poată să mai ia decizii și să meargă mai apoi înainte cu multă demnitate. Pentru că, dragii mei, preț de câteva momente vom sta în fața Cuvântului Sfânt al lui Dumnezeu. Noi, oamenii, creația Celui Atotputernic. Toți cei care sunteți prezenți în această seară aici, permiteți-mi să vă spun că sunteți aici datorită harului lui Dumnezeu. Și totodată nimeni dintre dumneavoastră nu sunteți aici doar ca să fiți la număr. Chiar dacă poate venirea dumneavoastră aici e din diferite motive. Unii că au răspuns unei invitații, unii că din obișnuință că e slujbă la biserică, alții dintr-o pură curiozitate, alții că au venit să audă câteva cântări frumoase înălțate spre gloria lui Dumnezeu. Indiferent de motivația care v-a împins să fiți în această seară aici, să știți că Dumnezeu a fost la cârmă și Dumnezeu e acela care a coordonat venirea dumneavoastră în această seară în Biserica Betel. Dumnezeu niciodată nu face lucruri la voia întâmplării. Dumnezeu e atât de organizat și atât de bine pus la punct, încât niciodată nu face lucruri doar să fie făcute. Și de fiecare dată Dumnezeu are un scop bine definit. Totodată mai trebuie să fac o subliniere extrem de importantă. Toți suntem creația lui Dumnezeu, indiferent de denominațiunea religioasă din care faceți parte, că suntem penticostali, baptiști, ortodoxi, catolici, adventiști, nu știu ce o să mai fi. Să știți că toți suntem creația lui Dumnezeu și Dumnezeu ne iubește într-un mod aparte și iubirea lui Dumnezeu se mai arată față de noi oamenii într-un mod excepțional și în generația aceasta și pentru aceasta vreau să zic din toată inima alături de dumneavoastră, glorificat să fie Domnul. Așadar, faptul că Dumnezeu ne iubește, cu siguranță Dumnezeu și în această seară mai vrea să se ocupe de inimile noastre.
Am să vă pun față în față cu un aspect al vieții de care avem atât de mare nevoie fiecare dintre noi. Dar pentru faptul că stăm în fața Cuvântului Sfânt al lui Dumnezeu, să știți că omul când stă în fața Cuvântului Sfânt al lui Dumnezeu trebuie să fie cuprins de câteva stări. Am să vă spun două foarte importante. 1. Atunci când stai în fața Cuvântului Sfânt al Marelui Creator, acelui care te-a inventat, acelui care te cunoaște cel mai bine. Știți, noi uneori spunem că de la amvon se vede tot, dar și se vede foarte bine. Să știți că din cer se vede un pic mai bine ca și de la amvon. Pentru că în cer și din cer se vede dincolo de cămașă, dincolo de bluză, se vede direct în inimă, se vede direct în sentimente, în mintea omului. Și Dumnezeul care ne cunoaște, ne privește așa cum suntem noi, ne cunoaște așa cum suntem noi. E adevărat că românii știu să joace foarte bine teatru și deseori se dau drept alții și la un moment dat spun, bă, nu-i problemă cum sunt eu, nu-i problemă care-i viața mea, bă, important e să dau bine. Ei, când stai în fața lui Dumnezeu, e foarte, foarte important să fii cuprins de următorul sentiment și anume și stare, și anume sinceritatea. Omul trebuie să fie sincer, el cu el, înaintea lui Dumnezeu, un aspect atât de profund pentru orice viață. Așadar, dragii mei, în această seară, ceea ce vă rog încă de la început este să spuneți acolo în inima dumneavoastră, Doamne, te rog frumos, privește la mine cu îndurare, pentru că eu voi fi foarte sincer în această seară. Să mai roagă câte unul, Doamne, ajută-mă să fiu sincer, serios? Îți ajută el că să fii sincer. Fii tu sincer! Un al doilea aspect care trebuie să cuprindă viața oricărui om care stă în fața Cuvântului Sfânt al lui Dumnezeu e dorința. Pentru că Biblia rămâne în picioare în orice generație. Și Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu spune așa, Dumnezeu satură după dorință. Pe lângă faptul că vom activa sinceritatea în seara asta, pe partea cealaltă, dragii mei, în inima și în mintea dumneavoastră spuneți așa, Doamne, sunt plin de dorință ca Tu să-mi vorbești și mie în această seară. Și provocați-L pe Dumnezeu să vă vorbească. E Dumnezeul care poate, El vă cunoaște. E Dumnezeul care poate să intre în ungherele inimii acolo unde nu intră nimeni. E Dumnezeul care poate să răspundă unor întrebări. E Dumnezeul care poate să vă dea direcție și să vă arate care e mersul corect în viață și cum trebuie să meargă fiecare om care vrea să ajungă în împărăția lui Dumnezeu. Și aici să nu ratați aminul, Dumnezeu să ne ajute pe toți. Am să vă vorbesc pe alocuri și dintr-o durere a inimii mele, dar totodată dintr-o conștientizare sfântă a unei nevoi extrem de profunde pentru viața noastră care trebuie trăită aici frumos și cu demnitate și mai apoi trebuie ancorată în portul lui Dumnezeu, acolo, în împărăția lui Dumnezeu. Există cer, există iad, există un Dumnezeu măreț și suprem care l-a creat pe om într-un mod excepțional. Pentru că Dumnezeu l-a creat pe om, pentru că Dumnezeu e suveran peste toate, pentru că Dumnezeu știe ce se va întâmpla mâine, pentru că Dumnezeu știe care-i mersul vieții noastre, omul are o nevoie extraordinar de mare și anume să audă glasul lui Dumnezeu în fiecare zi. Glasul lui Dumnezeu trebuie să fie auzit de către om. Dumnezeu are diferite metode să-i vorbească omului. Vorbește Dumnezeu prin Biblie, vorbește Dumnezeu prin cântare, vorbește Dumnezeu prin evenimentele care se întâmplă în jurul nostru, vorbește Dumnezeu prin anumite stări, vorbește Dumnezeu prin ceea ce se întâmplă în viața noastră, în casa noastră, între prietenii noștri. Biblia spune că Dumnezeu vorbește când într-un fel, când în altul, dar omul are obligația să ia seama la glasul lui Dumnezeu. În momentul în care omul poate să intercepteze glasul lui Dumnezeu, emițătorului divin, și poate să aibă acuratețea glasului lui Dumnezeu, poate să audă glasul lui Dumnezeu în diverse forme, viața acelui om merge înainte cu foarte multă demnitate. Prăbușirea omului e în momentul în care nu mai aude glasul lui Dumnezeu, în care pur și simplu omul nu mai are conexiunea aceea cu stăpânul, cu suveranul, cu cel care l-a creat, cu cel care l-a inventat, cu cel care cunoaște cel mai bine. Și în momentul în care omul nu mai aude glasul lui Dumnezeu, la un moment dat se pierde, își pierde busola, morală, trăirea, merge doar dintr-o pură inerție și atât.
Atât de tare se complică viața atunci când omul nu mai poate să fie într-o legătură strânsă cu Dumnezeul care e emițătorul divin, care poate să-ți transmită directivele lui, dorințele lui, poate să-ți transmită încurajările lui. E atât de complicată viața când omul pur și simplu nu mai aude glasul lui Dumnezeu. Pentru că, dragii mei, marele stăpân vrea să discute cu omul. Iar, din păcate, diavolul a reușit să introducă în viața și în mintea omului stările alea care se îndepărtează de marele stăpân, de Dumnezeul care poate să-ți transmită. Iar în momentul în care diavolul te-a împins departe, în momentul în care diavolul te-a dus departe de fața lui Dumnezeu, în momentul în care diavolul te-a păcălit că tu poți să-ți iei viața în mâini, că poți să o duci tu, că tu ești stăpân pe ea, că tu poți să iei decizii singur, că tu știi ce e mai bine, că tu trebuie să fii totdeauna în centru, că tu trebuie să iei deciziile pentru viața ta, în acel moment, la un moment dat, viața când ajunge la cotitură, când nu mai auzi glasul lui Dumnezeu, când ajungi la intersecții de drumuri, se produce acea stare atât de complicată în care omul nu mai știe ce să aleagă, nu mai știe ce să facă și ia deseori decizii după ureche, bă, numai să fie luate. Mai apoi omul suportă consecințele deciziilor lui luate de capul lui, după ureche. Bine, românul e tare interesant. După aia tot pe Dumnezeu dă vina. Doamne, dar de ce m-ai lăsat aici? Doamne, dar de ce m-am ajuns aici? Și Dumnezeu ar spune, auzi, eu am vrut să-ți vorbesc pentru vremurile care urmau în viața ta. Eu am vrut să-ți vorbesc pentru situațiile cu care tu te confruntai. Am vrut să-ți vorbesc pentru momentele care urmau să vină în viața ta, că Dumnezeu cunoaște viitorul. Dar tu ai stat departe de cel care emitea și transmitea cuvintele prețioase. Știți când te duci, de exemplu, și iei un aparat și îl îndepărtezi de emițătorul său, auzi așa ceva bârâiel, auzi ceva foșneel, dar nu mai auzi claritate. În momentul în care cineva într-o zonă fără semnal și discutați cu el și sunați, și dacă se întrerupe de 2-3 ori, că suntem în secolul vitezei și nu avem vreme de întreruperi, dacă se întrerupe de 2-3 ori, prima reacție pe care o avem e zic, bă, te sună mai târziu că n-ai semnal. Ei, în momentul în care omul se îndepărtează de Dumnezeu și pierde semnalul, are nevoie ca să mai audă glasul suprem al lui Dumnezeu. Și din păcate mulți aud numai niște bârâieli, niște foșnăieli, nu mai aud claritatea glasului lui Dumnezeu. Și în felul ăsta viața multora, a celor care sunt creați de Hristos, merge înainte 10, 20, 30, 40 de ani. Și când ajung la cotituri de drumuri, parcă totul pur și simplu o ia raznă. Unul din momentele ciudate ale generației noastre e că avem un păcat mare numit superficialitatea și cu toate că omul nu mai aude glasul lui Dumnezeu, nu mai aude coordonarea lui Dumnezeu, nimic nu-l mai mișcă, nimic nu-i mai vorbește, nu mai stă într-o relație perfectă și frumoasă cu Dumnezeu, să aibă semnal tot timpul cu marele stăpân, omul merge deseori cu următorul deziderat ciudat, de-a dreptul nebun, lasă că merge și așa. În zona noastră, acolo aproape, în urmă cu câteva luni, și aici am să încerc să fiu cât se poate de elegant în exprimarea mea, că un bărbat, un stimabil domn, a urcat pe un trailer, un escavator și la un moment dat nu l-a mai ancorat, nu l-a mai legat cu lanțuri. O mers pe același deziderat, lasă că merge și așa. Undeva într-o curbă acel escavator, acel utilaj greu alunecă de pe trailer și strivește mașina unei tinere de 20 și ceva de ani. Și fata asta pleacă din lumea asta într-un mod ciudat, îi se curmă firul vieții la o vârstă atât de fragedă. Toate datorită faptului că cineva la un moment dat a zis, lasă că merge și așa. Și acest lasă că merge și așa a produs o cruntă tragedie în familia aia și nu numai. Când omul nu mai aude glasul lui Dumnezeu și omul zice, lasă că merge și așa. Țineți bine minte în seara asta la Betel Sighet. Va veni o vreme când veți trăi tragedia vieții, când Dumnezeu se va retrage. Veți avea nevoie de glasul perfect al lui Dumnezeu care să mai strige. Când toată lumea va da din numeri, când toți vor zice că nu se mai poate, când vor suna sirenele, nu în exercițiu militar, când vor suna pe bune sau alte tragedii ale vieții și când veți avea nevoie să mai auziți un glas de stăpân să-ți mai spună, sunt cu tine și să nu mai auzi nimica.
Când îți va veni copilul și îți va spune: mami, ce să fac? Că viața mea se prăbușește. Și stai ca și mamă și ca și tată și n-ai nicio soluție. Și nu mai auzi nici glasul lui Dumnezeu sub nicio formă. Și te vei uita la copilul tău care are nevoie de un sfat și nu știi ce să-l sfătuiești. Te vei uita în sus atunci și vei spune: Doamne, zi-mi ceva. Și Dumnezeu spune: o, ți-aș spune, dar te-ai prea îndepărtat. Nu mai ai semnal. Nu mai poți să auzi glasul perfect, sublim, impecabil a lui Dumnezeu. Generația asta în care noi trăim, cât e ea de deșteaptă, cu câte diplome stă în sertar, cu câte avuții avem, cu cele mai scumpe telefoane, cu cele mai bune mașini, cu cele mai bune mâncăruri, cu cele mai frumoase haine, cu cele mai asortate și mai extraordinare, fără de glasul lui Dumnezeu, generația asta de oameni vor trăi eșec după eșec. Și în seara asta suntem aici pentru că Dumnezeu mai vrea să mai strige din cer: oameni buni, e atât de importantă legătura perfectă cu Suveranul ca să poți să auzi glasul lui Dumnezeu în orice moment al vieții. Știți ce vreau să zic acum din toată inima? Glorie lui Dumnezeu că El încă mai vorbește. Dar, dragii mei, e atât de complicată viața când omul are nevoie să audă un glas: Doamne, acum ce fac? Și la un moment dat nu se aude nimic. Rămâi singur, speriat. Nu mai vine nimeni să te încredințeze la nivelul minții. Ai prietenii, dau din numeri la un moment dat. Cu un Doamne ajută, ți-o închizi telefonul. Îi spui tot de cazul tău, îi spui toată durerea ta. Și la un moment dat îți spune un simplu: Doamne ajută, nu te-o ajuta cu nimic prietenul ăla în mod fizic. O zici: bă, Doamne ajută, s-o încheia povestea, tu ai rămas tot singur? Ei, în momentele alea atât de important, omul, creația lui Dumnezeu, să audă glasul perfect al Suveranului, să mai coboară Dumnezeu la nivelul minții și când parcă alții ar tremura pe lângă tine, să spui: eu am un Dumnezeu care mi-a mai spus că rămâne și pentru mine un scut puternic. Am un Dumnezeu care mi-a mai spus că nu mă lasă. Am un Dumnezeu care mi-a mai spus că mai are o soluție și pentru mine. O, cât de impecabile momentele alea. La un moment dat, noi, Carina noastră, a căzut dintr-un mansard, a rămas inconștient, avea vreo 7 ani pe atunci. Ne-am dus la spital la Timișoara, am stat până târziu. Eu am în biserică un medic pe ambulanță, pe sora Ela, Ela au venit cu noi. La un moment dat, după vreo 2 ore de investigații într-un spital din Timișoara, eu stăteam acolo în mașină, se făcuse 2 noaptea. Stăteam destul de speriat, nu m-o lăsa să intru și eu, era doar Andreea, soția mea cu Ela, cu ceilalți medici, colegii lui Ela. La un moment dat au ieșit cu targa, împingeau targa în disperare, o duceau spre o altă ambulanță care a venit și o parcat în goană ca să o mute pe Carina într-un alt spital datorită faptului că i-au găsit un cheac de sânge lângă ficat și medicii au spus că e pasibil de emorragie internă și dacă cumva se declanșează în câteva minute o pierdem. O ieșit Carina la un moment dat pe targă, eu n-am apucat numai să-i fac așa până năsuc. La un moment dat ea stătea acolo imobilizată cu colierul ăla la gât, Andreea mea plângea de numai el, au venit la mine și au zis: Alin, e complicată povestea. Dacă Dumnezeu nu-și întinde mâna, e complicată. E nevoie de mâna lui Dumnezeu și e nevoie ca Dumnezeu să mai spună un cuvânt. S-a urcat în ambulanță, a început, bă, era 2 noaptea, Timișoara era goală. Dar în stresul șoferului la ambulanță și girofarele și sirenele, bă, sunau sirenele alea atâta de sinistru. Atunci a fost pentru prima dată când a început să nu-mi placă culoarea albastră, care e o culoare superbă, dar a fost culoarea albastră de la girofarul, pentru mine era extrem de sinistră noaptea. N-aș fi vrut să o văd. În disperarea mea de tată, m-am așezat pe genunchi lângă ghereta paznicului aia de termopan. Cu băieții dormeau în mașină, Mateo cu Darin, m-am așezat acolo pe genunchi și am zis: Doamne, mai poți să-ți mai întinzi tu mâna, mai poți să mai spui tu un cuvânt, ca să pot să am și o pace în inimă, că tu ești și de data asta în control. M-am rugat eu acolo, așa lângă ghereta paznicului, zic: bă, repede să nu mă vadă nimeni. La un moment dat, simt o mână caldă pe spate. Mă, m-au trecut de transpirațiile. Mă, n-ai cum. După câteva momente de liniște aud o voce: Domnule, vă simțiți bine? Mă uit repede la el, era paznicul, ieșit din ghereta lui. Zic: da, mă simt foarte bine. M-am urcat în mașină și am plecat în goană după spital, că mi-au zis și mie adresa de la următorul spital. Dar trebuie să vă mărturisesc ceva. Acea mână caldă așezată pe spatele meu, am luat-o ca din mâna lui Dumnezeu. Și eu când m-am urcat în mașină, acel domn a văzut toată scena de acolo din curtea spitalului. O zis către mine: când să plec,
stați numai un pic, vreau să vă spun ceva. Și eu m-am oprit din respect, cu toate că eram grăbit. Și zic, da, spuneți, va fi bine. Nu știu, au auzit toată scena, au auzit toată povestea, cu un medic, era stresată și îmi spunea, frate Alin, e complicat. Păi și un paznic îmi zice că va fi bine, serios? Dar vreau să vă spun în seara asta, acel va fi bine, l-am luat ca din gura lui Dumnezeu și pentru mine a fost un moment care a cuprins inima mea de o liniște impecabilă. M-am dus la spital și am zis soției mele, Andreea, va fi bine. Pentru că, dragii mei, știți cât e de important în momentele alea complicate ale vieții Dumnezeu să-ți vorbească? Știți ce zice Biblia? Știți ce v-am citit în seara asta? Glasul Domnului este puternic. Când Dumnezeu vorbește în inimă și în minte, glasul Domnului este măreț. Când Dumnezeu vorbește în sentimentul omului, în interiorul omului, indiferent de ce s-ar zgudui în jurul tău, vei rămâne neclintit și vei spune, eu am un Dumnezeu suveran, care mi-a mai spus încă o dată că nu mă lasă. Biserica pe care eu o păstoresc, am un frate, tată la 7 copii, bolnav de leucemie de 13 ani. În urmă cu 2 săptămâni, a intrat în spital și la un moment dat, pentru mine a fost foarte complicat momentul când m-au sunat de la spital și mi-au spus, nevasta lui și cu o soră asistentă, zice, am vorbit cu doamna doctor și doamna doctor a zis că nu mai există nicio șansă. Să-l ducem acasă, să-i facem toate poftele, că într-o săptămână pleacă. Știți că în mintea mea s-a așezat prima dată momentul ăla cel mai sinistru, ziua mormântării și mă gândeam ce o să le zic la cei 7 copii. A fost atât de greu pentru mine, eram atât de prăbușit în interiorul meu. Ce o să le zic la 7 copii? De acolo din spital au plecat undeva într-un sat lângă Făget la o soră, nici semnal la telefonul în satul ăla. Atenție, încă o dată zic, Dumnezeu vorbește cum vrea El, că El e suveran. Și-au plecat Ana Maria cu soția acestui frate și mă sună după vreo oră și ceva. Când am ajuns din nou la semnal, eu eram în drum spre Negrești. Eram atât de prăbușit, am zis, Doamne, ce le zic la oamenii aia? Că eu sunt prăbușit în interiorul meu, ce le zic? Mă sună Ana Maria și zice, frate Alin, am fost la rugăciune. Și am auzit glasul lui Dumnezeu. N-avea de unde să știe sora aia ce le-a spus medicul la Timișoara cu 2 ore în urmă. N-avea cum! Și ce-a zis? Și zice, auzi ce-a zis Dumnezeu? Când medicii spun că nu se mai poate face nimic, atunci eu, Domnul, îmi voi arăta încă o dată puterea. Dragii mei, e acasă. Am fost zile trecute la el și îmi spunea cu lacrimi în ochi, frate Alin, Dumnezeu mi-a mai dat încă o dată viață. Doamna doctor a zis, nu mai pot să mai înțeleg nimic. Îl vedeam ca pe un muribund, iar evoluția lui în 2-3 zile să fie din nou pe picioare, să-l pot trimite acasă preț de câteva zile, să se reîntoarce din nou pentru a începe un alt tratament, dar să-l pot trimite acasă pentru câteva zile. Aici e doar mâna lui Dumnezeu. Știți cât e de important în momentele complicate ale vieții să mai auzi glasul măreț al lui Dumnezeu? Știți? V-am zis mai devreme, glasul lui Dumnezeu e puternic și măreț. Adică atunci când Dumnezeu vorbește, poate fi dovedit. Vă aduceți aminte pe fratele Traian Dors, care în pușcăria comunistă, călcat în picioare de un gardian comunist, auzea glasul lui Dumnezeu. Și la un moment dat Dumnezeu îi vorbea la Traian Dors la nivelul minții și îi dădea o cântare. Și la un moment dat vine Traian Dors în celulă la colegiul lui, bă, l-am auzit pe Dumnezeu și ce ți-o zis? Ia dovedește-ne că tu l-ai auzit. A rămas dovadă peste generații până în ziua de astăzi. Cântarea fratelui Traian Dors compusă în momentele alea produce atât de multă încurajare și în generația noastră. Nu te îndoi, ci crede. Îi spunea Dumnezeu la Traian Dors în timp ce gardianul comunist îl călca în picioare. Nu te îndoi, ci crede, că-și după orice nor e un soare și mai dulce și mai strălucitor. Nu norul este veșnic, ci soarele acel ce învinge și rămâne stăpân în urmă el. Nu te uita la ziduri, la zidurile închisorii din care nu puteau să iese și închiși pe nedrept. Nu te uita la ziduri, la porțile de fier, la ura ce scrâșnește în gardianul care sare pe tine acum și uită-te la Dumnezeu. S-a dus la colegii lui de celulă, bă, l-am auzit pe Dumnezeu și ce ți-a zis Dumnezeu? Mi-a zis că nu-i norul veșnic și soarele acel ce învinge
învinge și rămâne stăpân în urmă el. Dacă n-ar fi fost ultima strofă, parcă n-ar fi fost complet. Dar Dumnezeu niciodată nu face lucruri incomplete. Și dacă crezi puternic, nimica nu-i spre rău. Și totul se va întoarce spre un și mai bine al tău, glorie lui Dumnezeu. O, cât de impecabile sunt momentele când Dumnezeu îți vorbește. Dragii mei, viața omului trebuie să fie mereu strâns legată de Dumnezeu ca să-L audă în fiecare zi, să-L coordoneze, să-I dea direcție, să poate să-L țină Dumnezeu tare și să-I spună: rămân pur și simplu lângă tine în fiecare zi. Dar acum vreau să vă spun și să răspundem la o întrebare și totodată să luăm câteva decizii. De ce omul nu-L mai poate auzi pe Dumnezeu într-un mod măreț? Dacă v-aș întreba în seara asta câți dintre dumneavoastră l-au auzit pe Dumnezeu, 90% poate ați ridica mâna și eu l-aud. Dacă v-aș spune să-i explicați un mod măreț și puternic, aici s-ar cam complica un pic treaba. Unii poate că le-ar lege, dar la cei mai mulți s-ar complica. Păi frate, mi-a vorbit, păi mi-a zis ceva, păi n-ar putea. Glasul lui Dumnezeu e măreț. Și mai ales atunci când vine exact la momentul potrivit. Dar pentru asta, ca omul să poată să audă glasul măreț al lui Dumnezeu, puternic, e obligatoriu ca omul să fie atent la câteva aspecte. Și ascultați-mă, Biblia vorbește despre aurul curat, are sintagma asta, și despre inima curată. Permiteți-mi să asociez astea două și să fac un punct în predica mea în seara asta și să vă spun că omul care vrea să audă glasul lui Dumnezeu trebuie să aibă inima ca și aurul curat. Adică, aurul curat, pur, se găsește rareori. De cele mai multe ori, aurul se găsește amestecat cu multe alte metale și substanțe. Dar când aurul se găsește curat, pur, neamestecat cu nimic, aurul e moale, e modelabil. Tocmai de aia în seara asta eu vă spun că inima trebuie să fie ca și aurul curat, adică și curată și modelabilă. Când Dumnezeu vorbește, Dumnezeu are pretenția ca omul să ia seama. Dumnezeu, glasul lui Dumnezeu la nivelul minții, a inimii, nu-i varianta A, B, C. Dumnezeu zice: bă, ia, cam cum ai rezolvat tu problema asta? Cam ce variante ai avea? Doamne, eu am varianta aia, am varianta aia. Bă, cam cum ai avea tu varianta să ieși din impas? Păi eu sunt pe bunică mea, îl sunt pe frate meu, sunt pe taică meu. Dacă niciunul dintre ăștia nu pot, mă mai gândesc la un prieten. O, vine Dumnezeu: bă, ai variante, nu mai ai nevoie să-ți mai spun eu. Nu, glasul lui Dumnezeu nu zice: bă, ai tu 4 variante, hai să-ți mai dau și eu una și apoi vezi tu care o să ți se pară ție potrivită. Nu! Glasul lui Dumnezeu când vorbește e cel mai perfect, cel mai impecabil, îl bate orice altă variantă, că Dumnezeu e suveran. Dar Dumnezeu vorbește când vede că omul e gata să ia seama. Și când Dumnezeu vede pe un om care n-are inima ca și aurul curat, moale și modelabilă, o are împietrită și amestecată cu tot felul de lucruri, Dumnezeu zice: bă, n-are rost să vorbesc, că ăsta rămâne tot beton. Ăsta rămâne tot în ale lui. Când se găsește aurul, căutătorii de aur găsesc aurul deseori amestecat cu fier, cupru, nichel și multe alte substanțe. Aurul ăla trebuie luat și băgat în cuptor și are Biblia o exprimare excepțională ca aurul să fie lămurit în cuptor. Să rămână aurul curat. Când rămâne aurul curat, modelabil, el poate fi turnat în matriță și să ia forma pe care bijutierul, spre exemplu, o vrea. Să ia forma cea mai perfectă, cea mai bună, cea mai impecabilă. De ce? Că e modelabil. Când e amestecat cu tot felul de alte metale, e coroziv. E greu de modelat, uneori imposibil de modelat. Dragii mei, gândiți-vă la oameni și facem aici o paralelă. Când inima nu e ca și aurul curat, modelabilă, și e deseori amestecată cu tot felul de stări care îl scot pe Dumnezeu din context. Și tu ajungi la intersecție de drumuri și tu ți-ai amestecat viața cu atitudinile alea de gen fier. Bă, nu-i nimeni ca mine, eu-s cel mai tare, nu-i nimeni ca mine. Se uită Dumnezeu și spune: mă, omule, nu ești tu cel mai tare. Suntem oameni care depindem de un Dumnezeu suveran, dar uneori omul se simte tare. Am tot zis eu de un prieten de-a meu, l-am făcut vedetă, îl zic și la dumneavoastră. I-a zis: bă, lasă să învețe toți din pățania ta. Îmi spunea mie: pastore, eu sunt tare, mă. Eu nu știu cum crezi, zice, nu mi-e frică nici de ursul din pădure, era vorba lui. Și îi spunea: vezi că nu ești așa tare.
Ascultă-mă, Dumnezeu e cel puternic, nu-ți mai amesteca tu inima cu eul ăla tău, că tu ești ceva, că tu ești cineva, că nu ești așa de tare. Într-una din zile mă întâlnesc, are 130 de kg, înalt de 2 metri și un pic, așa intră în mașină cu capul înainte. Mă întâlnesc cu el într-o zi și cu nevastă sa și spune nevastă sa la un moment, frate, alin, vreau să spun ceva. Și muntele ăsta de om stă undeva într-un colț pipernicit și zice, nu-i spune. Și o să-ți mai spun, lasă să știe și el, lasă că-i spun, nu-i spune. Și o să, frate alin, s-o simți rău, oameni cu bani, s-o dus la o clinică privată, s-o simți rău, zice. Ne-am dus la medic, i-o făcut toate analizele, o venit cu primul rând de analize, ne pune undeva la o masă și ne spune așa. Ei, când a venit doamna doctor acolo în cabinet, el n-a vrut să stea pe scaun, era stresat să plimba și la un moment dat o zice, nu, luați loc, nu, eu nu iau, zice, mulțumesc. Păi mă, tot gândeam, mă uitam în timp ce-mi povestea nevastă, bă, dar tu nu ești tu ăla tare, care te dai toate. Atât de tare. Și la un moment dat doamna doctor îl pune la masă și pe soția lui, că el nu s-o așeza jos, și a zis, îmi pare rău că trebuie să vă dau o veste tristă, după primele analize sunteți suspect de cancer. Și dintr-o dată omul ăsta tare, în mintea lui, de stres, de frică, pică, leșină și pică jos. Și zice nevastă sa, îți imaginezi, frate Alin, când muntele ăsta o pică jos și o leșină? Eu m-am uitat la el și am zis, no, că te-ai întâlnit cu ursul din pădure. A venit ursul. Păi te-ai zis că tu ești tare, nu așa zicea, frate, da mă, nu ești tare, zice. Și-a vrut Dumnezeu să-l bage un pic în cuptor să-l lămurească. Cât de amestecată era inima lui cu părerile proprii despre el. O zis, imaginează-ți când eu cu doamna doctor, amândouă nu făceam kilogramele lui, trăgeam de el. Hai mă sus, că o zis că ești numai suspect. Hai că vedem noi după aia, după încă un set de analiză, hai sus! O zis, frate, mi-a dat Dumnezeu o lecție. Și mi-am dat seama că mi-am amestecat inima de prea multe ori cu atitudini care nu-i plac lui Dumnezeu. Alții își amestecă inima cu atitudinea gen nichel. Ei trebuie să strălucească tot timpul. Ei trebuie să fie în față. Glasul lor, bă, în casă. De cumva vrea cineva să aibă părere. Tu trebuie să ai ultima părere. N-ai cum să o aibă alții. Și se uită Dumnezeu la tine și spune, ascultă-mă, nu ți se pare că îți prea amesteci inima cu atitudini ilegale? Vreți să vă spun cum arată o inimă modelabilă de Hristos? Ia ascultați. Eu sunt blând și smerit cu inima. Ce ziceți dumneavoastră? Un om blând și smerit cu inima, mereu blând și smerit, indiferent de context, blând și smerit, mereu cu atitudinea smerită, pioasă, Dumnezeu e totul, nu sunt eu nimic, Dumnezeu e totul. Și omul ăla în tot timpul zice, eu depind de Dumnezeu. Inima mea trebuie să rămână mereu modelabilă, Hristos o modelează. Ce ziceți dumneavoastră un astfel de om? Oare e plăcut marelui stăpân? Cei care l-a citit pe Richard Wurmbrand, la un moment dat fratele lui Richard Wurmbrand îi introduc frații în pușcărie niște pastile pentru tuberculoză. Pentru că avea o inimă blândă și smerită, bărbatul ăsta lui Dumnezeu cu o inimă mereu modelabilă, Dumnezeu îi spunea, Richard, tu dacă mori știi unde pleci. Colegul tău care te-a bătut cu 2 luni înainte și a devenit și el pușcăreaș, torționarul tău, e acolo și tușește, uite cum face. Și se duce la un moment dat și dă pastilele. Și ăștia spuneau, Richard, dar nu-i da pastilele la ăla. Acum face Dumnezeu dreptate. Și fratele Richard a zis, nu pot. Inima mea nu-i cu atitudinea de fier, băios cel mai, lasă-mă acum, ia să mor tu repede. Nu. O zis, eu-s blând și smerit. Că trebuie să seamăn cu Creatorul. Îi dă pastilele. Omul ăla, după ce a primit pastilele din partea fratelui Richard Wurmbrand, după ce a rupt din bucata de pâine și o da și lui, după încă câteva zile, omul ăsta își face o mărturisire, îl acceptă pe Hristos, se înmoaie și inima lui, nu mai e împietrită și amestecată, lasă glasul lui Dumnezeu să pătrundă și îi spune, și tu ai nevoie de mântuire. Ăla în ultimele momente, zice Richard, îl vreau pe Dumnezeul tău. Îl botează Richard Wurmbrand și mai apoi, după câteva clipe, torționarul pleacă. A rămas în urmă un model excepțional a unui bărbat al lui Dumnezeu, cu o inimă mereu modelabilă de Hristos. Ia întrebați-vă în seara asta, toți cei care aveți nevoie de glasul lui Dumnezeu, vă mai poate modela Dumnezeu inima? Mai are Dumnezeu acces acolo să o mai modeleze el? Sau noi zicem, las că știu eu. Las, bă, mă învață pe mine Biblia, mă învață pe mine pastorii și preoții. Las că știu eu. Mai există modelabilul ăla care să se simtă în inimă?
Mai există blândețea aia perfectă? Un om cu astfel de stare va putea să audă glasul lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu știe, inima lui e modelabilă, iar când îi vorbesc, e gata să ia forma voii mele. Că de-aia Dumnezeu vorbește. Ca omul să ia forma voii lui Dumnezeu. Deseori m-am prăbușit în rugăciunile mele și am zis, Doamne, Tu mă vezi că eu mai nimic. Eu depind de Tine, eu nu stare. Îs gata să fac ce vrei Tu. Ori de câte ori am capitulat în felul ăsta și am zis, sunt gata să fac ce vrei Tu, Tu modelezi inima și viața, Dumnezeu a avut o soluție să-mi vorbească. Glorie lui Dumnezeu pentru asta. 2. Ca să poți să auzi glasul lui Dumnezeu, pe lângă faptul că trebuie să ai inima ca și aurul curat, mereu modelabil, neamestecată. Hai să vă mai dau aici un exemplu totuși, să vedeți cât e de complicat. Ia auziți, Saul pleacă la război să-l bată pe Amalec după porunca Domnului. Domnul îi spune, cu alte cuvinte, își permite parafrazarea mea, să nu-ți amesteci inima, Saul, cu nimic. Tu te duci și-l bați pe Amalec, iei tot de la el, nimicești tot, nu iei nimic, să nu rămână nicio unghie, vin apoi acasă. Saul și-a lăsat inima amestecată. Cu imaginea că poporul zice, bă, Saul, nu putem să plecăm chiar cu mâine goale. Bă, zici că erau din România, nu putem să plecăm cu mâinile goale, trebuie să plecăm și noi cu ceva după noi. La un moment dat, inima lui amestecată, ascultați, vine și se întâlnește cu omul lui Dumnezeu. Dumnezeu, prin robul său, rostește o sentință dură. Pentru ce ai făcut, Saul, că nu l-ai ascultat pe Dumnezeu, ți-ai amestecat inima cu neascultare, Dumnezeu te leapădă. Știți cum a plecat Saul din fața omului lui Dumnezeu? Relaxat. Bine, mă, las că mai auzit eu de astea, le știți voi pe toate. Știți până când? Până când a avut nevoie de glasul lui Dumnezeu. Atunci s-au complicat lucrurile. Filistenii au început să-i facă război. La un moment dat nu mai știu încotro să o ia. S-au dus la cei la proroc, s-au dus la cei care visau vise, s-au dus la oamenii lui Dumnezeu. Dumnezeu nu a mai spus nimic, pentru că inima lui Saul era deja amestecată cu neascultare. Era împietrită. Și în momentul în care nu mai auzi glasul lui Dumnezeu, începi să faci prostii. Și deseori prostii mari. Saul s-a dus la cei care chemau morții. O, oh, ce mare eroare! Dumneavoastră înțelegeți cât e de complicat ca cineva să-și amestece inima cu lucrurile stricate și cu momentele care îl scot pe Dumnezeu din context. Ca mai apoi Dumnezeu să se retragă, să nu-i mai vorbească. Și când stai în fața unui medic și medicul zice, cancer, 3 săptămâni, stimată doamnă, să încep să tremur din toate încheieturile. Sau să spui, doamnă, Dumnezeul meu e suveran și peste cancer. Am un Dumnezeu care îmi spune aici că m-ai vindecat de atâtea ori și rămâne același Dumnezeu mare și veți vedea încă o dată că eu am un Dumnezeu puternic. Dar de unde știți, Doamne? Îmi zice mie ceva aici. Cine? Dumnezeu. Doamne, cât îți de impecabile momentele alea. 2. Ca să poți să auzi glasul lui Dumnezeu, în al doilea rând trebuie să fii atent ca om să păstrezi cadența lui Dumnezeu. Ascultați-mă. Dumnezeu e inventatorul vieții. Dumnezeu e... Omul e cel care a făcut rânduielile care trebuiesc ținute ca să ajungi în cer. Dumnezeu e suveran. Omul trebuie să păstreze cadența lui Dumnezeu. Când omul iasă din cadența lui Dumnezeu, când iasă din ritmul vieții pe care Dumnezeu l-a trasat, viața acelui om se îndepărtează de cel care emite cuvintele mărețe ale vieții și aude bruiaje, nu mai aude glasul perfect. Când omul rămâne în tempoul lui Dumnezeu, atunci poate să audă glasul marelui suveran, pentru că Dumnezeu, ascultați-mă, toate le-a făcut frumoase la vremea lor. Adică Dumnezeu are un tempo, are un mers, din care Dumnezeu nu sare. O, omul deseori își ia viața în propriile mâini și începe să-și facă el tempo-ul vieții. Sare din cadența lui Dumnezeu, sare din ritmul lui Dumnezeu și în momentul ăla viața începe să sune fals. Dar când omul rămâne în rânduiala lui Dumnezeu, în cadența lui Dumnezeu, în cerințele lui Dumnezeu, în cerințele Bibliei, dragii mei, Biblia nu-i să-i constrângă pe oameni, Biblia e să-i țină pe oameni în cadența sfântă a lui Dumnezeu. O, trăirea în sfințenie nu-i să-i subjuge pe oameni, și trăirea în sfințenie e să rămâi pe traiectoria lui Dumnezeu, în rânduiala trasată de Dumnezeu. O, dați două riscuri mari, unii rămân în urmă și pierd cadența.
Și vine Domnul unei biserici din Apocalipsa și zice: adu-ți dar aminte, ai părăsit ceva undeva în urmă, întoarce-te, pentru că ai pierdut cadența într-o zi. Iubirea față de Dumnezeu, dragostea divină, nu-ți mai cuprinde viața. Ai luat-o tu înainte de capul tău. Unii rămân în urmă mult, alții o iau înaintea lui Dumnezeu, crezând că ești mai deștepți. Și în felul ăsta pierd cadența. Știți ce a zis David? Când îl am pe Domnul la dreapta mea, nu mă clatin. O zis David: eu bat cadența cu Dumnezeu deodată, nici înainte, nici în urmă. Eu rămân strâns legat de Dumnezeu. Știți cum arată viața unui om? Să vă dau și aici un verset biblic. Și aici vă puteți face o analiză dacă sunteți sau nu în cadența lui Dumnezeu. Ascultați. Luca 12:35. Cine se încadrează aici în totalitate înseamnă că e în cadența lui Dumnezeu. Cine nu, nu. Mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse. Asta e cadența lui Dumnezeu. Adică, omul trebuie să fie tot timpul disponibil, dacă vrei să auzi glasul lui Dumnezeu, în momentele complicate ale vieții. Omul trebuie să fie tot timpul disponibil ca prin el să strălucească numele lui Dumnezeu. Te trezești dimineața și zici: bă, o străluci numele lui Dumnezeu astăzi prin mine sau nu? Că de nu o strălucit, am pierdut cadența. S-a putut vedea Dumnezeu prin mine? Și alții zic: bă, n-am eu vreme de asta. Mai la bătrânețe, mai peste un an, mai peste 6 luni. Acum am alte mentre de făcut. Lasă-mă că n-am eu vreme de asta. Ei, Biblia spune: mijlocul să vă fie încins. Adică tot timpul disponibil ca Dumnezeu să strălucească prin noi. Tot timpul disponibil ca făclia adevărului să se vadă prin viețile noastre. O, cât îi deșire diavolul. Ia auziți. L-a scos din cadența lui Dumnezeu pentru o bucată de vreme pe Petru. Nu pe oricine, pe Petru. Și foarte ciudat, Petru, preț de câteva momente, trăiește un oarecare ateism. Că renegarea lui Dumnezeu e ateism. Nu cred, nu cunosc, nu știu, nu vreau să aud. E un fel de ateism. Vă imaginați cât de jos s-a dus acest bărbat? Dar mai ciudat e forma. Știți în fața cui se leapă de Petru? A unei slujnice, dragii mei. În vremea aia, femeile n-aveau nicio valoare. Deci femeile nici la numărătoare nu erau puse. Vot niciodată. Nici o valoare. Nici o valoare. Imaginați-vă momentul cu o femeie care în vremea aia n-avea nicio valoare. Slavă Domnului că s-o schimba lucrurile. Dumnezeu să binecuvinteze toate surorile și toate femeile. Dar ascultați-mă, printr-o persoană fără valoare în vremea aia, adică dacă cumva femeia vinea și spunea: omul ăsta mi-a făcut nu știu ce, cuvântul lui Petru era lege față de cuvântul ei. Și nu băga nimeni seama pe femeia. Vă imaginați cât de jos a putut să coboare Petru? Nu-l cunosc. Și să iasă din cadența lui Dumnezeu. Eu am tot zis-o deseori în predică, dar atâta de tare îmi place să vă spun ce urmează să vă spun. Iubesc momentul ăsta. Eu când merg în cer am câteva curiozități. Îs curios să-l întâlnesc pe Gedeon, un bărbat extraordinar al lui Dumnezeu, pe Moise, pe Avram, pe David. Las atâta de curios să o întâlnesc pe fetița luată roabă în casa lui Naaman. Excepțională persoană. Fetița asta a fost disponibilă cu mijlocul încins și cu făclia adevărului aprinsă ca prin ea numele lui Dumnezeu să strălucească. A fost pusă în slujba soției lui Naaman. Permiteți un pic imaginației mele. Se ducea să-i ducă ceaiul la soția lui Naaman. Știți, am venit să vă aduc ceaiul, dar în ziua aia, în dimineața aia, cred că Naaman îi dădea vestea la nevastă sa. Îs lepros, mă duc în tabăra de leproși, o să trebuiască să strică, că sunt spurcat și necurat, o să-mi pierd jobul, slujba, tot să ajungi, vai ce amar. Vă imaginați ce era acolo, era teroare. Și asta mică bate la ușă: șefa, am venit cu ceaiul. Bă, du-te cu ceaiul, că numai ceai nu-mi trebuie. O fi pleia mai curiozitate de la Adam și Eva. O fi rămas asta mică curioasă acolo la ușă. Și o auzit: mă, dar cu cine te-ai întâlnit? Mă, dar cum te-ai infectat de lepră? Bate din nou la ușă: șefa, vreau să spun ceva. În țara mea există un om al lui Dumnezeu.
O, fetiță cu mijlocul încins ca prin ea numele lui Dumnezeu să strălucească. Există un om al lui Dumnezeu. Avem un Dumnezeu mare și glorios. Ăsta e adevărul. Dumnezeul nostru e mare. Nu zis fetița, auzi șefa. Eu de când am venit aici roabă la dumneavoastră, am văzut pe idolul ăla din colț de acolo, că ăla-i cel mai venerat. Ăla oare s-o ruga stăpână? Nu. A rămas disponibilă ca făclia adevărului a unui Dumnezeu suprem să se vadă prin viața ei în orice moment al vieții. Era roabă de parte de casă, era singură, fără părinți, fără prieteni, dar alături de un Dumnezeu mare care îi spunea: n-am să te las și voi arăta încă o dată că sunt un Dumnezeu puternic. Vă imaginați că fetița asta l-a convins pe Naaman să ceară inclusiv scrisoare prezidențială. Da. Păi cum? Scrisoare prezidențială. Și Dumnezeu îl vindecă pe Naaman de lepră la cuvântul omului lui Dumnezeu după ce se scaldă de 7 ori în Iordan, dar toată povestea asta a plecat de la o fetiță disponibilă ca prin ea să strălucească numele lui Dumnezeu. Dragii mei, Dumnezeu ne pune în atâtea contexte și să știți că Dumnezeu așteaptă ca prin noi să strălucească în numele lui Dumnezeu. Cei care aveți nevoie de glasul lui Dumnezeu, mai devreme sau mai târziu, ascultați, în fiecare zi trebuie trăit în așa fel încât să fim cu mijlocul încins, cu făclia adevărului aprinsă, prin viața mea să strălucească Hristos. Aici vă puteți face o socoteală. Mă, mai strălucește Dumnezeu prin mine? Se mai vede Dumnezeu prin viața mea? Că voi avea nevoie să aud glasul. Vi-l aduceți aminte pe Daniel? Ne e greu. Nu ne iasă să povestim momentele alea din groapa cu lei. Nu, ne iasă ca o poveste frumoasă. Când gătăm povestea și zicem că Daniel nu a fost mâncat de lei, copilul adorme. Nu așa. Au fost momente grozave acolo. Împăratul s-a plimbat prin împărăție toată noaptea. Vă imaginați ce stres a fost pe el? Dar prin Daniel strălucea numele lui Dumnezeu. Ascultați ce zice împăratul. Daniele, robul Dumnezeului cel veșnic, putu-ta Dumnezeul tău să te scape? Din groapă se auzea glasul lui Dumnezeu prin Daniel. Veșnic să trăiești, împărate, Dumnezeul meu a putut să mă scape. Oriunde găsește Dumnezeu oameni cu mijlocul încins și cu făcliile aprinse, Dumnezeu îi va vorbi. Am spus-o poate la tineri când am fost data trecută la dumneavoastră, dar poate cuiva prinde bine. Eu am avut un moment greu al vieții mele în care am avut nevoie ca Dumnezeu să-mi vorbească. La un moment dat m-am pus pe genunchi și am zis: Doamne Iisuse, te rog frumos, spune-mi cum vrei Tu că Tu mă iubești, că Tu nu mă lași, că Tu ești cu ochii pe mine. În momentul ăla mi-am adus aminte de un moment din viața mea, pe când eram copil, cred că eram prin clasa 4-a, 3-a, 4-a cel mai probabil. În clasa 4-a am avut un coleg, era dezastru planetar. Bă, îi mușca pe toți, îi scuipa pe toți, îi înjura pe toți, ți era greu să stai lângă el. Eu am mai avut o colegă pocăită. Într-o zi, singurul moment de liniște al colegului meu era în pauza mare. Eram 30 de copii în clasă și în momentul în care ne puneam toți la în pauza mare să mâncăm, el n-avea ce să mănânce. Noi deschideam suplimentele de acasă, 29 de copii. Acum eu n-am prins vremurile alea cu... Ce mâncați astăzi? 7 days? Ce mâncați? Nu știu, biscuiți cu Oreo. Eu am prins vremurile alea cu parizel, cu salam, cu șnițel, cu zacuscă, cu din alea. Vă imaginați când 29 de copii deschideau suplimentele? Ce mirosea în clasa aia? De nu ți era foame, te lua foamea. Colegul meu nu avea ce să deschidă. Colega mea vine la mine și îmi spune: Alin, permite să parafrazez discuția noastră, dar cam asta formă, mi-aduc eu aminte, cum eram copil. Prin noi trebuie să strălucească numele lui Dumnezeu. Păi și cam ce ai vrea să facem? Să-i aducem câte un sandwich, într-o zi eu, într-o zi tu. Într-o zi eu, într-o zi tu. Gata! Nu mi s-a părut nimic. Mami, într-o zi îmi pui 2 sandwich-uri, într-o zi una, într-o zi 2, într-o zi una. Și mergeam și îi dădeam sandwich-ul. Spuneam: uite, ăsta e sandwich-ul tău. Colega mea ținea rândul tot timpul. Într-o zi, colega mea vine la mine și îmi spune: vezi că azi e rândul tău să-i dai sandwich-ul. Și eu, bineînțeles, că m-am uitat.
Și am zis așa, relaxat, l-am uitat acasă. Pe a lui, bineînțeles. Și au zis către mine, mai relaxată ca mine, nu-i problemă că îl dai pe al tău. Păi n-am avut ce să fac. Am luat sandwich-ul și m-am dus să-i dau. Imaginați-vă că eu mi-am adus aminte de asta într-un moment greu al vieții mele. Dumnezeu îmi vorbea. Eram prăbușit acolo, pe genunchi, am zis, Doamne, mai spune-mi că Tu mă vezi. M-am dus să-i dau sandwich-ul la colegul meu, bine, cu ochii pe colega mea, mâine rândul tău, da? Deci sper că vii cu el, că eu îl dau acum pe ăsta meu. Când eu i-am dat sandwich-ul meu la colegul meu, colega mea rupe sandwich-ul ei în două, bate cu palma în bancă și îmi spune, Alin, sandwich-ul ăsta îl mâncăm noi doi. M-am pus în bancă lângă colega mea și am mâncat eu cu ea sandwich-ul, așa cum ne aducem aminte când ne întâlnim unul cu altul. M-am ridicat de acolo de pe genunchi atât de înviorat, Dumnezeu mi-a vorbit. Și au zis, Alin, orice moment pe care îl va lorifi să strălucească numele meu prin tine, nu rămâne fără răspuns. Glorie lui Dumnezeu pentru asta. Biblia zice, aruncă-ți pâinea pe ape și după multă vreme o vei găsi iarăși. Și în ultimul rând, ca să poți auzi glasul lui Dumnezeu, ascultați-mă. În al treilea rând e obligatoriu, e atât de simplu punctul ăsta din predică, dar e atât de complicat de trăit. E obligatoriu ca în viață să faci doar ce l-ai văzut pe Hristos făcând. Doar atât. O, viața asta e plină de modele, dar după cine ne mai luăm? Dar cine, cum a făcut ăla? Dar cum a făcut ăla? Dar ce-a făcut ai tăi? Dar ce-a făcut ai noștri? Dar ce-a făcut cu tare? Viața e plină de modele! Dar ascultați-mă bine, zicea Cristi mai devreme, singurul care nu dezamăgește e Iisus Hristos, Domnul. Când viața unui om e trăită după modelul lui Iisus Hristos, zice Dumnezeu, bă, ăsta e al nostru. Ăsta face să strălucească numele lui Dumnezeu. Uite că stai după modelul divin. La un astfel de om, Dumnezeu coboară. M-am întrebat deseori, de ce totuși omul îi întoarce atât de repede spatele lui Dumnezeu? Terapia intensivă îi mai pune pe unii cu fața înspre Dumnezeu. Încercările din viață, momentele alea în care parcă totul se prăbușește, dar de ce trebuie să ajungi acolo? De ce să nu trăiești după un model divin? Hristos să strălucească prin tine, Dumnezeu să se vadă, să le spui altora, eu fac ceea ce face și stăpânul meu. Să iei întotdeauna modelul lui Iisus Hristos? Vă aduceți aminte de femeia prinsă în breacuri vie din Biblie? Când au aruncat-o la picioarele Mântuitorului, toți au urtărât-o acolo și au zis, no, ce facem cu asta? Acum trebuie omorâtă cu pietre! Hai să te vedem tu ce zici! Ei știau în mintea lor că după lege ar urma o execuție cu pietre. Toți au luat pietrele în mâini și stăteau cu pietrele în mâini. Și la un moment dat Hristos le spune următoarele, cel fără de păcat să dea cel din tâi cu piatra. Singurul care avea voie să dea cu piatra după ce le spuse, era cel care n-avea pietre în mâini. Adică omul care vrea să fie după modelul lui Hristos, e obligatoriu să nu se mai înarmeze cu pietre. O, cât de important! Dumnezeu se mai uită în generația asta la oameni care vor să semene cu El. Dragii mei, e atât de special momentul. Dacă îmi permiteți, o să vin aici în față lângă Cristi. Dacă îmi dați și mie un microfon. Ascultați-mă un pic. Viața te pune față în față cu câte o situație. Nu știu, de orice natură ea. Omul de cele mai multe ori reacționează după primul impuls. O lua piatra în mână și zice, las că-i spun eu! Serios? Tu care vei avea nevoie de glasul lui Dumnezeu. Domnul îi face pe oamenii aia să plece și o zis, vă rog, nu dați cu piatra, hai, plecați! Rămâne Hristos cu acea femeie, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. No, acum suntem numai noi doi. Stai să tragem câteva linii clare. Așa ceva nu se poate. Să-ți fie rușine. Ai dezonorat viața. Nu. O, de câte ori m-am întrebat, nu-i de ce omul primul nostru impuls e
Ați văzut când vine copilul și face o prostie? Trece aici! Bă, tu n-ai voie să... Nu. Tata trebuie să semene cu Hristos. Mama trebuie să semene cu Hristos. Pentru că mama și tata se pun la un moment dat pe genunchi și au nevoie ca Dumnezeu să le răspundă. Ia auziți. Via Dolorosa e un moment care, drumul crucii, care mulți spun că e un drum al suferinței. Dar permiteți-mi să vă spun că drumul crucii, Via Dolorosa, n-a fost despre suferință prima dată. Nu. Bătaia n-a fost pe Via Dolorosa. Barba smulsă n-a fost pe Via Dolorosa. Biciul ăla crunt n-a fost pe Via Dolorosa. Pe Via Dolorosa, drumul crucii a fost despre cu totul altceva. Domnul zice așa: pentru toți cei care vreți să fiți ucenicii mei și să auziți glasul lui Dumnezeu, când alții nu-l mai aud, când alții tremură, când alții se prăbușesc, să mai auzi glasul lui Dumnezeu, trebuie să iei crucea și să mă urmezi în fiecare zi. Să faci ca și Hristos. Și Domnul zice să iei crucea și să mă urmezi cu crucea în spate în fiecare zi. Crucea lui Hristos, în contextul ăsta, nu e despre suferință. Mai aud pe câte unul care zice: frate, bolnav de cancer, asta e crucea mea. Nu. Cancerul e o vale din care Dumnezeu te poate scoate într-o zi. Altul vine și zice: frate, la noi în casă e numai ceartă, numai dezbinare, ne certăm ca orbi, bă, nu ne înțelegem deloc, la noi numai tensiune. Și bă, l-am dat, concretizează așa și concluzionează: asta e crucea mea. Nu. Acolo e diavolul care își bate joc de voi la pachet. Nu e cruce. Știți ce însemna crucea lui Hristos? Eu când predic, ca și predicator, nu le spun oamenilor: luați crucea lui Hristos, luați cancerul după voi, luați cearta după voi, luați dezbinarea după voi. Nu pot să zic asta. Nu asta înseamnă crucea lui Hristos. Omul, după modelul lui Iisus Hristos, trebuie să-și ducă crucea în fiecare zi, ca să poată să audă glasul Mântuitorului în momentele complicate. Și când iei crucea, asculta și transmitea crucea lui Hristos. Cu crucea în spate, iubire pentru oameni. Și Hristos zice: ia-ți crucea și urmează-mă. Fă ca și Hristos. Dragoste pentru toți cei care îl înconjurau acolo. Iertare pentru ea care l-au bătut în ultimul hal. N-a zis Hristos cu crucea în spate: bă, înviez după 3 zile. Ne întâlnim noi. Știți că te cunosc. Te recunosc eu după 3 zile. Bă, tu ai dat cel mai tare, ascultă-mă, te iert că n-am ce face, dar nu te uit niciodată. Nu l-ați fi văzut pe Hristos bătând obrazul nimănui. Și Domnul zice: vreți să fiți ucenicii mei, vreți să auziți glasul lui Dumnezeu, luați crucea și urmați-mă. Iubiți-i pe oameni. Arătați-le iertarea voastră. Arătați-le dragostea voastră. Arătați-le oamenilor că iubiți. Arătați-le oamenilor că sunteți gata să fiți pentru ei, aproape, să fiți ca și Hristos, apărătorul celor slabi. Când un om își duce crucea în felul ăsta după modelul lui Iisus Hristos, când nu bate obrazul oamenilor, când nu reproșează, când îl vedeți pe Hristos că reproșează cuiva, atunci o facem și noi. Soțul trebuie să ducă crucea în casă. Și deseori se înarmează cu pietre. Când vine acasă, vine cu pietrele în mâini, că e nervos, că e supărat, dă cu pietrele prin casă, cu vorba, cu acțiunea, cu atitudinile ciudate. Oh, el care trebuie să fie după modelul lui Hristos. Alții să așteptați cu pietrele acasă, că e nervos, că a fost cu pruncii, totul se dă peste cap. Oh, dacă fiecare în familie ar duce cruce. Crucea a iubirii, a dragostei, a iertării. Și când ăștia doi, în momentele grele, să pun pe genunchi și zic: Doamne, mai dă-mi un răspuns, mai zine ceva. Aud un glas de Dumnezeu: rămân cu casa voastră. Vă dau un ultim model din Biblie, un ultim exemplu. Să poți să auzi glasul lui Dumnezeu, trebuie să fii după modelul lui Hristos și auziți la cina cea de taină, în camera de sus. Intră Domnul acolo și la un moment dat, acolo era o regulă, o lege. Când intrai în casa cuiva, trebuia să fii un rob care să te aștepte și la toți musafirii să le spele picioarele. Asta se întâmpla, era un obicei. Intră Domnul cu ucenicii, se uită Domnul și zice: unde e robul? Nu e acasă. Da, unde? E plecat. Nu s-o simți bine astăzi. La un moment dat, nu a fost robul acasă. Imaginați-vă, știți cum facem noi românii? Ăla care e mai slab îmbrăcat, ăla să facă munca de jos, noi să nu ne murdărim. Cel mai bine îmbrăcat dintre ucenici era Hristos. Haina dintr-un singur fir. Era una scumpă.
cel mai bine îmbrăcate la Hristos, putea să zică: Domnul Petre, tu ești mai șifonat așa un pic, hai ia tu ligheanu, hai spală picioarele, nu mă pune pe mine cu haina asta impecabilă. Domnul s-o fi uitat, nu-i robul, bă, niciunul nu vrea să fiți robul, nu, bă, nu, tu nu vrei rob, nu vreți. Ascultați modelul lui Hristos, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat picioarele ucenicilor. Petre, hai să spăl picioarele. Ăsta o să se lepede, ăsta o să zică că nu te cunoaște, ăsta o să te renege, ăsta o să spună că nu vrea să aibă de-a face cu tine și nu o să se lepede doar o dată, de mai multe ori. La Petru? Da. Iuda, vino repede că tu ai treabă. Hai să spăl picioarele. Bă, de asta te vinde. Își bate joc de tine în ultimul hal, cu o sărutare ieftină te vinde. Nu contează. Hai, Iuda, să spăl picioarele. Mi-e dor de oamenii care-s gata să trăiască ca și Iisus Hristos. Momentele grele ale mele și ale dumneavoastră, când ne punem pe genunchi lângă astfel de oameni, indiscutabil, Dumnezeu își mai face auzit glasul. Generația noastră mai are nevoie de oameni care să trăiască după modelul lui Hristos. Pentru că avem nevoie să-i mai auzim glasul. Vă invit cu respect să vă ridicați în picioare. Când parcă totul s-ar clătina, când parcă totul s-ar spulbera, când parcă toți de lângă tine ar da din numeri și ar spune: te-aș ajuta, dar nu pot. Și ai nevoie să mai auzi un glas de Dumnezeu care te-a creat și te iubește. Eu rămân lângă tine. O, mai mult de atât. Ai nevoie să auzi glasul lui Dumnezeu la finalul tuturor lucrurilor. Și să auzi glasul pentru ultima dată în forma asta: veniți binecuvântații Tatălui, te moșteniți împărăția cerurilor. O, cât va fi de special momentul când vei putea să auzi glasul ăsta. Dar pentru asta nu uitați, cât timp ești în viață, inima trebuie să fie modelată de Hristos. Cadența El o trasează. Noi doar umblăm în ea. Nu noi, ne-a lăsat Hristos Biblia, care e îndeajuns. Îmi spune ce trebuie să fac și eu doar trebuie să pun în aplicare. O, modelul meu de viață, a dumneavoastră, Iisus Hristos, Domnul. Și când nu este niciun rob prin preajmă, eu-s robul. Și când alții nu-și mai duc crucea, eu îmi iau crucea și iubesc pe aia care nu mă iubesc. Îi iert pe aia care în fiecare zi îmi fac câte ceva. Le arăt dragostea oamenilor care omenește nu merită. O, dar sunt după modelul suveranului. Și vede Dumnezeu și spune: bă, la seamănă cu noi, înaintea nostru, trebuie să-i vorbim. Nu putem să-l lăsăm. Sunteți aici oameni oarecare veți avea și sunteți conștienți că veți avea nevoie de glasul lui Dumnezeu? Nu-i așa că în viață vom avea mare nevoie de glasul lui Dumnezeu? Dar pentru asta, dragii mei, în rugăciunea pe care o vom face, și vreau să vă dau ocazia fiecăruia în parte, trebuie să-i spunem lui Dumnezeu: Doamne, dacă inima mea a fost prea amestecată, ajută-mă să fie ca și aurul curat, să fie mereu modelabilă de Tine, să nu mai țin împietrită. Spune lui Dumnezeu: Doamne, despietrește-mi inima. Spune lui Dumnezeu în rugăciunea asta: Doamne, oh, poate am rămas în urma Ta, poate am luat-o înainte, poate am crezut că eu pot să-mi duc viața pe propriile mâini, poate am crezut că eu pot, că eu sunt cineva. Spune lui Dumnezeu: Doamne, Tu ești totul, Tu ești totul, viața mea se lasă pe brațele Tale, vreau să rămân în cadența Ta, să rămân în rânduiala Ta. De cumva ieși din rânduiala lui Dumnezeu, spune-i Domnului: Doamne, iartă-mă, vreau să rămân în rânduiala divină. O, spune lui Dumnezeu: deseori, Doamne, m-am luat după alții, am luat alte modele în viață, pe Tine Te-am lăsat și Te-am scos din contextul vieții mele. Doamne, mai iartă generația noastră că Te-am scos deseori din contextul vieții noastre. Tu ești modelul suprem, mai iartă în seara asta și la Sighet sufletele noastre și ajută-ne să ne ținem strânși legați de Tine. Vreau să vă dau ocazia fiecăruia, Dumnezeu are puterea să ne audă pe toți deodată, să ne discearnă glasul fiecăruia, că e tot puternic. Haideți să-i spunem din toată inima: Doamne, vreau să trăiesc în așa fel încât să-ți aud glasul
în fiecare zi. Ne rugăm cu toții.